Salutare lume și bine v-am găsit la un nou episod de Brawl Stars. Deci, n-am mai făcut episoade pe canal de mult, în special de Brawl Stars. Bine, de Brawl Stars, de obicei, numai de Brawl Stars făceam. Și sincer să fiu, eu n-aș fi știut că s-a lansat deja update-ul dacă nu puneam notificare de la Xlader că a făcut episod. Pentru că eu am foarte hyped pentru acest update. Și nu știam că a apărut deja. Așa că am jucat puțin. Nu o am încă pe Jackie. Însă scopul meu va fi să, bineînțeles, fac curs de Ana. De pe să fie așa greu, pentru că Jackie este super rară. Îmi plac ce de asemenea voice line-urile ei, mă. Pentru că înjură, dar gen, înjurăturile sunt... sau cuvinte urâte, să spunem, sunt cenzurate cu picamorul ei sau ce-o fi ăla. Cu zgomot de picamă și nu știu, mi se pare, deci, mi se pare că sunt cel mai bune voice line-uri din joc, deci iubesc voice line-urile ei. Nu m-am uitat la Daryl să văd dacă are voice line-uri, știu că și-a primit un model, deci hai să ne uităm împreună acum. Da, n-are voice line. Și că vor să-i dea voice line-uri, dar nu, n-au făcut-o încă. Sper să mă auziți de asemenea. După cum putem să vedem, Daryl are model, cum spuneam, și arată foarte bine. Ochiul ăla arată ca lui Rico, dar arată foarte bine. Gen, uite, în spate are un dagger de la Crow. În spatele lui. Bietul de el. Mai pistoalele astea foarte șmechere. Și pălăria asta șmechere cu pană. N-am încercat să joc cu el momentan, pentru că l-am la multe trofee, însă o să încerc să joc și cu el. O să-i dau try lui Jackie, chiar dacă i-am dat deja. Îmi plac mult voice-line-urile, deci cel mai mult astea îmi place în Brawl Stars, să cred că să ascult voice-line-urile caracterilor. Dacă n-am auzit-o că înjură, de gen, mi s-a părut așa minunat. Gen, văd că ea e heavyweight, ea nu prea e chiar așa de grea, gen când te uiți la ea, dar ea pare ca un brawler bun pentru campat în boscheți și practic numai heavyweight și Shelly e singura excepție, pentru că Shelly e fighter, dacă nu mă înșel, dar numai heavyweight campează, deci având în vedere că acest brawler pare foarte bun pentru campată, îmi dau seama de ce l-au făcut heavyweight. Fuck, n-am prins unul. Da, să vedem să-i prindem pe toți așa. Și uite cum sare pe el, gen, parcă ar fi Pogo în pana mea. Eu totuși sper că mă auziți. Am dat sunetul la joc mai tare, acum nu știu dacă mă mai auziți, dar o să țip. Ca o nebună. Nu o să țip, dar ceva genul probabil este. Ia să ne uităm aici. 3v3 victorii, solo victorii și duo victorii. Am mai multe duo pentru că jucam la un moment dat cu tipul care m-a făcut să știu despre Brawl Stars. Acum nu mai joc cu el. La solo mai joc eu singură de obicei. Sau la două mai joc și cu random. La 3v3 acum jucam mult la început, când la început, dar acum joc numai showdown pentru că e amuzant și îmi place.
Pe shop au un mega box gratis și l-am luat și nu mi-a picat nimic. Uite, avem și ăsta pe care l-aș lua, dar nu vreau să-l iau. Adică aș vrea să iau acest gadget, dar în același timp eu păstrez banii ca să fac star power pe Rico, gen să-l fac la power 9. Și mai am puțin, că gen m-am chinuit atâta, mai fi nașpa. M-am chinuit atâta să fac atâția bănuți, păi nu mai. Bine, am 20 de gemuri, aș putea să cumpăr. Aș putea să mirosesc gemurile pe care aș putea da pe skin-uri, care oricum sunt inutile, pe niște bănuți. Hai să o facem. Așa. Bun, deci acum voi juca câteva meciuri cu Max, pentru că nu am pe Jackie. Nu știu de ce am făcut asta. Oh my god, tu chiar ți-ai luat aia? Adică știu că e ieftină, dar e oribilă, arată îngrozitor. Recolorul ăla. Nu, ok. Nu, trebuie să vă arăt. Gen, eu de obicei nu urăsc nimic. Dar chestia asta, cum să-ți placă așa ceva? Uite-ți și la culorile astea. Pe bune. Deci, pe bune, cum să-ți placă College Ems? Cum să-ți placă așa o skin? Gen, eu ăla nu urăsc nimic, dar asta e singura chestie pe care o urăsc în viață. Măcar dacă avea culori frumoase, ca Pink Piper sau ceva. Mă duc la el. Pentru că, da. Ah, hei, uite. Mamă, ce bine am... N-am ratat deloc, n-ați văzut. Oh my fucking god. More. Nu e ceva aici? Minune dumnezeiască. A, uite. Nu, sunt doi 8-biți. Ăla e un 8-bit, nu? Da, e un fucking 8-bit care părea să fie FK, dar nu e. O să stau bait. Ce nesimțit am fost la faza asta. Nu știu ce face 8-bit-ul ăla. Tot ce știu e că e foarte lent. Și s-ar putea să fie pe aici, dar nu e pe aici. Urăsc harta asta. Oh no! Mi-au dat ăștia mesaj și nu știu ce mi-au dat mesaj, dar mi-au dat un mesaj. Fuck. I-am așa de aproape. Bun. Păi, cred că cam acesta atât a fost cu episodul. Nu prea mai am ce să mai spun. Ci că s-au făcut și niște balance changes, gen ca să balanceze jocul, i-au dat niște nerf-uri la câteva caractere, inclusiv Ems. Nu, inclusiv Max, vreau să zic, nu Ems. Deci da. Am făcut-o pe Ems de rang 15 și mai trebuie să o fac pe Bea și pe Max. Și cam atât a fost cu acest episod.